Iată ce frumos răsună vestea cea bună a nașterii Domnului nostru Isus Hristos și în anul 2023. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Câți dintre cei ce sunteți astăzi aici știți că ați fost, vă aduceți aminte că ați fost prezenți la poarta cerului la serviciul de seară a Crăciunului din anul 2022, adică anul trecut, la Crăciun, în ziua de Crăciun, la serviciul de seară. Câți vă aduceți aminte că ați fost prezenți? Ridicați o mână sus. Câțiva? Câțiva vă aduceți aminte? Foarte bine. Mai am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte cine a predicat și ce a predicat în seara aceea? Mâna sus, dau un pix pentru asta. țin pixul, dar trebuie să vă spun că nici eu nu țin minte. Dragii mei, de ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că uităm, uităm prea repede. Era poetul Ion Minulescu, între versurile lui, la un moment dat spunea așa, așa am să te uit, căci prea departe și prea pentru mult timp pornești, am să te uit Că și uitarea este scrisă în legile omenești. Uităm. Și uitarea este o realitate cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Fiecare ne confruntăm cu asta. Ei bine, Crăciunul anului 2023 vine, este și trece. Întrebarea este aceasta. Ce rămâne în noi după această sărbătoare? Ați uitat și am uitat cine a predicat anul trecut la Crăciun. Am uitat și ce s-a predicat anul trecut la Crăciun. Dar eu vreau să fac o strigare astăzi. E, iată, ultimul serviciu din seria aceasta a sărbătorilor, pentru că mâine. Vom sărbători în familie Crăciunul, adică îl vom sărbători pe Iisus Hristos în familie. Iată, seria aceasta a serviciilor de la nașterea Domnului din anul 2023 se încheie în seara aceasta. Cu ce rămânem? Poate veți zice, frate Nelu, stai că mai știu predica de ieri dimineață, mai știu predica de aseară, mai știu predica de azi dimineață, însă eu vreau să fac o strigare importantă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt lucruri pe care nu avem dreptul să le uităm după sărbătoarea aceasta. Sunt câteva adevăruri care trebuie să ne însoțească toată viața noastră. Care sunt aceste adevăruri? Și dacă vreți, aș vrea să fie predica aceasta o avertizare, și să vă zic: nu uitați, ci țineți minte după Crăciun. Ce? Vreau să vă aduc aminte că cel pe care îl sărbătorim, adică Isus Hristos, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ce era să ziceți toți, amin. E Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Știți ce înseamnă asta? Este suveran peste întregul univers. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este Cel ce conduce toate lucrurile. Știți ce m au uimit pe mine și cred că trebuie să ținem minte și mă silesc să nu uit asta niciodată. Și vă chem și pe dumneavoastră, vă rog, nu uitați de unde a venit El. Ce ziceți? Cam cât de cunoscut era Domnul Iisus Hristos în ceruri, înainte de întrupare. Era centrul a toate. Iisus Hristos era miezul a tot ce era în ceruri. Fiul prea iubit al Tatălui. Toate se țineau și se țin prin El. N-a dus lipsă de slavă în ceruri. N-a dus lipsă de nimic în ceruri. Și El este Cel ce a ales de bună voie să vină aici pe pământ, ar fi putut alege unde să se coboare pe pământ. Era dreptul lui, el a ales. Ar fi putut alege în ce familie să se coboare pe pământ. Și mi se pare foarte interesant să văd acela în fața căruia cerul întreg se închină. Se coboară pe Pământ ca să fie scuipat de oameni. Vă rog să nu uitați asta. De bună voie a făcut asta. Aș vrea să ține minte după Crăciunul anului 2023. Lecția smereniei lui Hristos. Costache Ioanid are niște versuri extraordinare în care surprinde un adevăr nespus de mare, pentru că nu uitați, în anul 31 al domniei lui Octavian Augustus s-a născut Domnul Isus Hristos și tocmai într-o vreme în care Octavian Augustus a hotărât, a dat decret că împăratul Romei trebuie să fie socotit a Fizeu. Și vine Ioanid în versurile lui și surprinde acest adevăr zicând, cezarul August, vrând mai multă slavă decât smulsese gândul lui de oțel, se proclamă drept zeu atotputernic și se înălțară temple pentru el. Și atunci, de sus, din gloria eternă, văzând cum se îngânfă un atom, ca să ne dea o pildă, Creatorul s-a coborât, și s-a întrupat ca om. Nu e lecție mai mare. Și nu avem dreptul să uităm lecția smereniei pe care ne-o dă Domnul Isus Hristos. Să se coboare El, cel prin al cărui cuvânt s-au făcut toate. Într-o iesle în Betleem, să se coboare în grija unor oameni de condiție Absolut modestă, să fie fugar în primele lui luni de viață, să fie fugar, să se ascundă, să fie ascuns pentru a-i fi cruțată viața. Doamne, de ce ai făcut toate acestea? Ca să ținem minte fiecare dintre noi. Crăciunul nu e doar despre colinde. Crăciunul nu este doar despre decoruri. Crăciunul nu este doar despre sărbătoare. Crăciunul ne pune înainte cea mai minunată lecție, lecția smereniei. Și cine învață lecția aceasta a smereniei are poarta deschisă larg spre mântuire. Pentru că smerenia merge înaintea, ziceți tare că-i voie, înaintea slavei. Vrei să ajungi la slava lui Hristos? Vrei să ajungi la slava mântuitorului care este înălțat în mărire? Nu se poate decât prin smerenie și a venit și ne-a croit drumul acesta. Vă rog fierbinte, nu uitați lecția aceasta lui. Știți ce spune cuvântul Domnului prin apostolul Pavel când scrie filipenilor? Zice el măcar ca avea chipul lui Dumnezeu n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Frați și surori, prieteni dragi, eu, Nelu Filip, nu vreau să uit acum când se termină și se duce sărbătoarea Crăciunului, eu nu vreau să uit smerenia lui Hristos. Dumneavoastră ce ziceți? Doamne ajută-ne să ținem minte asta. Ori de câte ori ne vine să credem că suntem și noi ceva. Ori de câte ori atomul vrea să se îngânfe, să ne aducem aminte de Hristosul care s-a coborât din gloria eternă ca să ne dea această pildă a smereniei și să ne deschidă calea spre mântuire, pentru că nu se poate merge spre mântuire Decât prin smerenie. E prima condiție, o condiție sinec non a mântuirii. Smerenia. Omul mândru nu poate gusta mântuirea. Însă omul smerit are poarta larg deschisă spre mântuire. Doamne ajută-ne să nu uităm niciodată de unde ai venit tu. Să nu uităm niciodată această lecție a smereniei. Amin. Un alt lucru pe care cred că nu avem dreptul să-l uităm. Să nu uităm cu cine s-a asociat el. Poate vi se va părea ciudat ce vă predic în seara aceasta. Ați văzut cum începe Evanghelia după Matei? V-ați uitat? Vă aduc aminte atunci. Zice așa. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isac a născut pe Iacov. Vă aduceți aminte? E bine, e o șiruire de nume. Adică o genealogie, arborele genealogic al Domnului Isus Hristos. Acum, la noi genealogiile nu sunt foarte populare. Dar la evrei, ele sunt foarte populare. Dacă ați citit Vechiul Testament, vedeți în Vechiul Testament o mulțime de genealogii. Și genealogiile aveau menirea să arate care este spița de neam din care se trage cineva. Știu pe cineva care a încercat să-și facă arborele genealogic și îmi spunea așa cu bucurie mă trag din spiță de nobil din Transilvania. Se simțea așa cineva spiță de nobil din Transilvania. E ceva, nu? Dacă ați fi văzut genealogiile regale, oh, erau urmărite cu mare grijă. De ce credeți că au fost scandaluri atunci când vreunul din casa regală a îndrăznit să-și ia consortă pe cineva din afara neamului regal. Pentru că strica spița de neam. Ei bine, dragi mei, când mă uit la spița neamului Domnului nostru Isus Hristos, când mă uit la genealogia lui, avem ocazia împreună să vedem. Cu cine s-a asociat el? Vă întreb eu pe dumneavoastră, Dumnezeul suveran n-ar fi putut să-și aleagă ca spiță de neam? Așa, o genealogie cu totul și cu totul aparte? Nu putea el să fie din neam de regi, să se nască? Ei, dacă vă uitați aici, poate vi se va părea ciudat ce vă spun. Spița neamului Domnului Isus Hristos, adică arborile lui genealogic, ne arată cu cine a ales el împăratul ceresc să se asocieze. Și aici e grea predica mea. De ce? Pentru că în mod ciudat, oriunde vă veți uita în Vechiul Testament, urmăriți genealogiile și nu găsiți nume de femei în genealogiile Vechiului Testament. Pentru că la evrei, femeia era doar o posesiune a bărbatului ei și atâta tot în spița neamului Domnului Iisus Hristos apar patru femei. Patru femei. Oare de ce? Niciuna dintre ele nu era regina cu tare sau cu tare. Atenție! Dacă vă veți uita să vedeți cine erau femeile acestea, Rămâneți uimiți să vedeți cu cine a ales să se asocieze el. Și el repet, avea dreptul să se asocieze cu cine voia el, că era Dumnezeul suveran. Una dintre femei este Tamar. Nu vreau să intru în detalii, că n-aș vrea să ispitesc pe nimeni. Tamar, reputația ei nu era deloc bună. Ca să ridice o sămânță Femeia aceasta a ajuns să se prostitueze. S-a coborât într-o condiție josă de tot. Și stau și zic, Doamne, de ce ai trecut-o pe Tamar aici, în cartea neamului tău? Dacă merg mai departe, o găsim pe Rahav. Cum este cunoscută? Ce epitet este lângă, lângă numele Rahav în scriptură? Eu nu zic. Gândiți-vă ce epitet este folosit lângă Rahav. Doamne, de ce ai ales între strămoșii tăi să fie și o femeie ca Rahav? Rut, Moabita. Acum când zic Moabiți, aduceți-vă aminte, știți de unde, de unde provin Moabiții? Poporul Moabit, știți cum a luat naștere? în urma păcatului fiicelor lui Lot, în urma păcatului de incest, acolo au apărut moabiții. Doamne, și cu ăștia ai vrut să te faci neam. Și apoi o altă femeie din spița asta de neam era nevasta lui Urie. Văduva lui Urie, așa scrie. Care înainte de a fi văduvă, a fost rău. Observați dumneavoastră că Domnul Isus a ales să se asocieze cu oameni de categoria cea mai joasă, cu care nu ne-am asociat niciunul dintre noi. Domne, de ce ai făcut asta? Ca să învățăm ceva ce nu avem dreptul să uităm. Știți ce a făcut Domnul Isus prin asta? A arătat că El a venit din ceruri, El, sfântul sfinților. S-a coborât în smerenie ca să se asocieze cu oameni care au cu adevărat nevoie de El. Știți ce a făcut El? A dat la o parte bariera dintre cei ce se considerau sfinți și cei ce erau considerați păcătoși. A dat la o parte bariera aceasta. De ce a dat-o la o parte? Pentru că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, zicea el altă dată. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ca să poți să fii mântuit, trebuie să-ți vezi întâi păcatul, să-ți vezi condiția. Am spus, trebuie să te smerești ca să intri pe poarta mântuirii, dar trebuie să-ți vezi păcatul, să-ți vezi starea, să-ți vezi neputința. Cu astfel de oameni se asociază Hristos. Și vreau astăzi să vă duc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră. Evanghelia o ridic cu bucurie. Este pentru oameni păcătoși, pentru, ea este, pentru ei este Evanghelia. Dacă cineva nu se vede păcătos, omul acela are o problemă reală. Pentru că orice om trăitor pe acest pământ este întinat, o, oh, cât de greu este întinat de păcat. Însă a venit Domnul Isus Hristos, a dat la o parte bariera dintre bărbați și femeie. Știți, pentru, pentru evrei aceea despre care am spus că în spița neamului lor nu veți găsi nume feminine? Știți cum se rugau evrei Evlavioși, pun între ghilimele? Știți cum se rugau ei? Doamne, se sculau dimineața și ziceau îți mulțumesc că nu sunt păgân, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt rob și îți mulțumesc că nu sunt femeie. Cât dispreț! Și a venit Mântuitorul! Și a zis, tocmai cu astfel de oameni vreau să mă asociez eu cu cei dintre neamuri, pentru că vă rog să nu uitați, Ruth era moabită, Rahav era locuitoarea Erihonului și iată, a luat străinii aceștia și a făcut parte din familia lui. A dat la o parte bariera dintre iudei și neamuri, pentru că în Hristos nu este nici iudeu, nu este nici grec, ci în Hristos suntem toți una. Aleluia! A dat la o parte bariera dintre bărbați și femeie, pentru că în Hristos nu este bărbat și femeie, ci Hristos a plătit același preț și pentru mântuirea bărbaților, și pentru mântuirea femeii. A dat la o parte bariera dintre cei ce se credeau sfinți și cei considerați păcătoși, ca să înțelegem că toți avem nevoie de prețul răscumpărării. Frați și surori, prieteni dragi, se duce și Crăciunul anului 2023. Dar aș vrea să vă chem să nu uitați lecția smereniei, dar să nu uitați cu cine s-a asociat El și cu cine îi place, pe cine îi place să mântuiască și să ridice pe oameni cu păcate. De aici în această seară, poate vizitator, și stai și spui în sinea ta, Doamne, i-am auzit cântând și cânt așa de frumos, îmi spunea cineva altă dată, Domnule, la dumneavoastră, parcă e un cor de îngeri, îmi spunea cineva cu ani în urmă, parcă e un cor de îngeri acolo. Dragii mei, poate că ești aici și zici, eu îmi știu starea și condiția, nu mă pot compara cu unii sau cu alții, nici nu trebuie să te compari cu nimeni. Toți cei pe care i-a mântuit Hristos, i-a mântuit pe toți aceștia din păcate, nu i-a mântuit din neprihănire, că n-au nevoie neprihăniții de mântuire, ci El a venit să-i mântuiască pe păcătoși. Și n-aș vrea să uiți nicio clipă, dragul meu, după ce trece Crăciunul acesta, să rămână în mintea ta gândul acesta și să zici, Doamne, nu uit de la Crăciun că Tu ai venit ca să faci parte din familia Ta pe oameni cu păcate. Pe oameni cu slăbiciuni. Îi mulțumesc Domnului că într-o zi m-a găsit și pe mine. Și m-a făcut parte din familia lui. Și mă uit spre dumneavoastră, spre toți, și știu că pe fiecare Domnul v-a scos dintr-o condiție de păcat, de neputință și de slăbiciune. Dar nu uitați, după ce trece Crăciunul, că familia lui Hristos este formată din oameni care au nevoie de El. Oameni care se smeresc și oameni care înțeleg că nimic și nimeni nu-i poate scoate din condiția lor decât Mântuitorul venit din ceruri. De asemenea, vă rog să nu uitați încă un lucru. Nu uitați unde s-a născut El. Dragii mei, spun din nou, ar fi putut să aleagă orice loc de pe pământ. Ar fi putut să aleagă capitala Imperiului. Vorbim cu oameni și întrebăm de unde ești. Și nu-ți spune cătunul sau satul ăla din care sunt ei. Îți spune așa. Sunt din, să zicem, iași. Dar numai că până la Iași, de la el, de acasă, sunt sute de kilometri sau zeci de kilometri. De ce se spune așa? Știți de ce? Că zicem, dar cine știe de cătunul ăla? Dacă i zice că de acolo și așa nu știe și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că mai e un motiv. Nouă tuturor, ne place să ne uităm la originile noastre, și nu ne place să le vedem chiar așa de umile. Și a venit Domnul într-un loc interesant. Putea să aleagă Roma, de exemplu. Putea să aleagă capitala Imperiului. Putea să aleagă capitala provinciei, dar n-a ales asta. A ales Betleemul. Știți ce zicea prorocul despre Betleem și tu, Betleeme, e frata, măcar că ești mic, o cetate așa de mică, totuși din tine va ieși o căpetenie. Înțelegem noi ce a ales Domnul, a ales Betleemul. Repet, Dumnezeul suveran putea să aleagă orice, dar el a ales Betleemul. Doamne, de ce asta? Acum sigur că aș putea să spun multe despre Betleem. Betleem înseamnă Betlehem, înseamnă casa pâinii. Dar nu numai atât despre Betleem. La Betleem era o fântână. Știți că David, într-o anumită situație din viața lui, când teritoriile Betleemului erau ocupate, de vrăjmași, a stat David și a zis vitejilor lui, oh, cum aș vrea să beau apă din fântâna Betleemului. Era o fântână acolo. Știți ce mai era la Betleem? Ce ați citit în zilele acestea? La Betleem erau niște păstori. De ce erau păstori acolo? Că aveau oi. Erau cu oile pe câmpi Știți că Betleemul era foarte aproape de Ierusalim și acolo se creșteau miei. Și știți că oamenii care veneau de departe voiau să aducă și ei jertfă un miel, nu l aduceau întotdeauna pe umeri. Și chiar dacă îl aduceau câteodată, sistemul religios era așa de corupt, încât veneau preoții și aveau grijă să spună, ăsta e miel care are un cusur. Și atunci miei pentru jertfă erau crescuți acolo la Betlehem. De ce vă spun toate acestea? Ca să vă mai zic ceva. Betlehemul frata era foarte aproape de locul nașterii lui David. Și nu uitați, prorocii ziceau, din sămânța lui David se va naște el, împăratul cel veșnic. Ei bine, dragii mei, vreau să vă aduc aminte că Domnul a ales Betleemul tot ca noi să învățăm ceva. Ce să învățăm? Lucruri pe care nu avem dreptul să le uităm. În primul rând, El este regele regilor. A vrut să arată că este din sămânța lui David, dar nu numai atât. El avea să fie miel de jertfă. S-a născut în Betlehem pentru că acolo, acolo se ridicau, erau crescuți miei pentru jertfă și el avea să fie mielul pentru jertfa supremă. Însă un adevăr pe care nu avem dreptul să-l uităm este legat de faptul că el a venit acolo unde era casa pâinii acolo unde era fântâna dătătoare de apă. Știți de ce? Pentru că acolo unde era casa pâinii și oamenii căpătau pâine pentru trupurile lor, el a venit cu o altă alternativă și a zis, e nevoie de pâine pentru suflet. El, Hristos, este pâinea vieții. Știți dumneavoastră că El a venit acolo ca să sature pe cei însetați, dacă însetează cineva, a zis Hristos, să vină la mine și să bea. Să vină la mine ca să bea și eu îi voi da. Dragii mei, una dintre lecțiile pe Crăciunului pe care nu avem dreptul să le uităm este legată de faptul că Hristos a venit ca să ne ofere tot ce avem nevoie pentru sufletele, pentru hrănirea sufletelor noastre. Omul, ascultă-mă bine în această zi de sărbătoare, omul nu este numai trup. Chiar dacă atâția oameni astăzi uită acest adevăr, omul nu este numai trup. Da, omul are un trup, dar omul este un suflet care locuiește într-un trup. Uităm că suntem un suflet și a venit Mântuitorul și a zis, mă voi naște în Betleem, în casa pâinii, ca oamenii să înțeleagă că mai este un fel de pâine. Omul nu va trăi numai cu pâine asta, ci cu orice cuvânt, cu logosul acela care s-a întrupat în istorie, cu el poate să trăiască sufletul omului. Nu poți să ai viață decât prin Isus Hristos Domnul. Nu te poți adăpa sufletește decât din Isus Hristos Domnul. Și asta ne pune înainte lecția Crăciunului. Dragii mei, veniți să înțelegem în sărbătoarea aceasta că nu avem dreptul să uităm câteva lucruri importante, să nu uităm de unde a venit El, de sus de tot, ca să ne arate ce smerenia. Să nu uităm nicio clipă cu cine s-a asociat El, ce fel de oameni îi place să adune în familia lui. Ca să nu zică nimeni, eu nu sunt vrednic să fiu în familia lui. El ne-a arătat că e gata să se asocieze cu orice suflet pierdut care caută mântuirea. De asemenea, să nu uităm unde s-a născut El, în locul în care a vrut să ne arate că El este Cel ce poartă grijă de sufletele noastre și aici pe pământ și apoi vrea să poartă grijă de ele în vecii vecilor. Însă vă rog să nu uitați încă un lucru. S-a tot predicat despre asta zilele acestea. Când s-a născut el, ați văzut vreodată, ați văzut cu siguranță, un copilaș nou născut tocmai când vine din maternitate. Atâtica. Atâtica. Mic. De orice poți să te temi, nu mai dă un copilaș din ăla nou. Și acum uitați-vă dumneavoastră când a venit Hristos pe pământ. S-au format automat două tabere. Unii care au luptat împotriva lui, bietul Irod a crezut că vine, vine să ia ceva, să ia tronul. Și a zis, gata, îl eliminăm, pentru că a venit să-mi ia tronul. Vă spun și astăzi, cum am spus duminica trecută, dragii mei, Hristos n-a venit să ia nimănui nimic. Hristos a venit să dea. Sunt atâția oameni care stau departe de Hristos și zic așa, păi dacă eu mă pocăiesc, eu nu mai pot să mă distrez. Serios. Eu nu mai pot să mă bucur. Țin minte că stăteam de vorbă cu o mamă și fica ei, cu ani în urmă. S-a pocăit mama și a predat viața Domnului, a venit bucuroasă și era fiica lângă ea. Și am zis, ce bine că v-ați întors la Domnul, și m-am întors capul spre fica ei, care na, avea și ea o vârstă, era 20 și ceva de ani. Și am zis, tragnă de că și fica dumneavoastră, dar beata femeie, de-abia întors, nu cunoștea încă lucrurile acestea. A zis, apoi ea întâi să se, se mărite și după aia. <laughs> Bieții oameni. Ei cred că dacă se întâlnesc cu Hristos, Hristos le ia nu știu ce șanse de reușită în viață. Nu, dragii mei, Hristos ne dă șanse de reușită în viață. E singurul care ne dă șanse. Ascultați-mă! Stau martor înaintea dumneavoastră, născut într-un sat mic și modest, undeva pe malul Someșului. Cine mi-ar fi dat o șansă în viață? N-ar fi putut să-mi o dea nimeni, n-a putut să-mi dea, să dea, tata șanse, n-a putut să-mi dea mama șanse, nici neamurile mele n-au putut să-mi dea șanse. Cel ce mi-a dat o șansă este Isus Hristos Domnul. El nu ne ia, El n-a venit să ne ia. Sunt atâția oameni care se tem de Hristos, că vezi, Doamne, El ne va lua una sau ne va lua alta. Că ne ia bucuria, oare? Ascultați-mă, nu-i bucurie mai mare decât cea pe care ți-o dă Hristos. Alții se tem că le ia pacea, unii se feresc de Biblie, că vezi, Doamne, ne ia pacea dacă începem să... Nu-ți ia nimic, Hristos îți dă tot ceea ce ai nevoie. De aceea astăzi vreau să vă spun, s-au format două tabere atunci. Irod, care a vrut să le elimine și alții care au vrut să-l îmbrățișeze și să-i aducă în chinare. Nu uitați, se duce Crăciunul dar de când e istoria Hristos a grupat oameni în două tabere. Nu el i-a grupat, a dat posibilitatea oamenilor să se grupeze în două tabere. Unii care l-au vrut pe Hristos, s-au adunat în jurul lui, l-au căutat pe el, au alergat și de dragul lui au suferit și au zis orice s-ar întâmpla, dar noi nu vrem să ne despărțim de Hristos, în timp ce alții îl căutau cu mânie și cu răzbunare să scape de el. Așa a fost atunci Așa a fost de-a lungul istoriei. Și așa va fi până va veni El a doua oară. Întreabă-te în ce tabără ești tu. Pentru că vreau să spun ceva. De acest Hristos nu poate să scape nimeni. Cartea asta sfântă, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ne spune că va veni ziua în care el, cel ce s-a smerit și a luat chip de rob, va veni o, o zi în care Dumnezeu îl va înălța și l-a înălțat așa de mult încât înaintea lui se va pleca orice genunche și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul, însă unii vor mărturisi cu frustrare. Vor zice: Iisus Hristos este Domnul, și n-am știut. Iisus Hristos este Domnul, și l-am ignorat, și nu mi-a păsat. În timp ce alții cu smerenie vor sta înaintea lui și vor zice: Da, Iisus Hristos este Domnul, și am căutat să mă țin de el în fiecare zi a vieții mele, să-l slujesc și să-l ascult. Dragii mei, vă rog să luați în considerare că nu avem dreptul să uităm după Crăciunul anului 2023 că oamenii se împart în funcție de raportarea la Hristos în două tabere. Să ne punem întrebarea aceasta, Doamne, din ce tabără fac eu parte? Un pic de recapitulare. Să nu uităm după Crăciunul anului 2023, că El dă har celor smeriți care se smeresc după, după modelul Lui. Doamne, ajută-ne! Să nu uităm că El primește în familia Lui, Oamenii cei mai disprețuiți din societate, El este gata să-i primească și pe ei. Caută să-i primească în familia Lui. Nimeni n-are scuză că n-a putut să ajungă la Hristos, că n-a avut relații ca să ajungă la Hristos. El primește în familia Lui pe cei mai disprețuiți oameni. De asemenea, vă rog să nu uitați că El ne-a dus aminte prin nașterea sa în Betleem, ne-a dus aminte fiecăruia dintre noi, că suntem datori să avem grijă de sufletul nostru, căutând pâine pentru suflet și apă pentru sufletul nostru. Și să nu uităm că există cel puțin două tabere care s-au format față în față cu raportarea la Hristos unii care îl caută pe Hristos să-i aducă închinare, alții care îl caută pe Hristos ca să-l elimine. Însă voi încheia aducându-vă aminte încă un lucru pe care nu trebuie să-l uităm după Crăciun. Tot ceea ce au prorocit prorocii despre El, despre Hristos și venirea Lui pe pământ la Betleem s-a împlinit în tocmai. În tocmai. Iată, striga prorocul, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și s-a împlinit în tocmai. Un lăstar, zicea prorocul, un lăstar va da și lăstarul acela va fi soluție. Și așa mai departe, sunt o mulțime de prorocii, până și prorocia cu Betleemul, toate s-au împlinit în tocmai. Dumnezeu se ține de cuvânt. Biserica poarta cerului, Dumnezeu se ține de cuvânt. În cartea asta însă există o serie de profeții pe care așteptăm să le vedem împlinindu-se. Și pentru aceasta vă chem să nu mai uitați încă un lucru, căci Hristos iarăși va veni pe pământ. Dar atenție, nu este la Betleemului. Atenție, nu va mai veni în condiția în care a venit ci el iarăși va să vie în mărire ca să judece vii și morții și a lui împărăție nu va avea sfârșit. Înțelegeți dumneavoastră că nu avem dreptul să uităm după Crăciun că noi nu sărbătorim o poveste istorică de cândva, ci noi la Crăciun și de fiecare dată trebuie să ne aducem aminte că cel ce a umblat 33 de ani și jumătate pe pământul acesta în smerenie, adunând lângă el toți necăjiții, toți păcătoși adunându-i lângă el, dând pentru sufletele lor rană și apă pentru sufletele lor, el iarăși va veni în mărire. Și ziua aceea când va veni, Scriptura zice, că va veni în mod neașteptat, ca și fulgerul pe cer, care dintre dumneavoastră știți să ziceți, o, oh, vine un tunet, știți de ce ziceți despre un tunet că vine, că ați văzut fulgerul, dar de fulger nu știm niciunul dintre noi. Fulgerul ne surprinde pe fiecare dintre noi. Și Scriptura zice că el așa va veni, ca și fulgerul, deodată va veni Hristos ca să-și ia familia acasă. Te întreb astăzi, ești tu parte din familia Lui? Te întreb cu, cu preocupare sinceră, ești parte din familia Lui? Dacă ești parte din familia Lui, slăvesc pe Domnul pentru tine, pentru că atunci când va veni El, te va lua ca să fii cu El pentru vecii vecilor în fericire. Dar dacă ești în cealaltă tabără, mă tem pentru tine. De aceea, astăzi, la Crăciun, în anul 2023, te rog fierbinte să-ți faci socotelile. Fă-ți bine socotelile. Nu uita lucrurile esențiale pe care ne le pune înainte sărbătoarea aceasta. Te rog să nu uiți smerenia lui Hristos, care a deschis drumul acesta al smereniei pentru tine ca să ajungi la mântuire. Te rog să nu uiți că El vrea să te facă parte din familia Lui binecuvântată. Te rog să nu uiți că El este Cel ce dă hrană pentru sufletul tău. El e Cel ce adapă sufletul tău. Te rog să nu uiți că oamenii sunt împărțiți în raport cu Hristos. Felul lor de raportare la Hristos i-a împărțit pe oameni. Unii sunt pentru El, alții sunt împotriva Lui. Am citit astăzi cu o indignare amestecată cu milă, un articol badjocoritor și blasfemiator la adresa sărbătorii, la adresa Crăciunului. Și nu mi-e greu să spun lucrul acesta. L-a scris ziaristul Cristian Tudor Popescu. Un articol absolut blasfemiator la adresa lui Hristos și la adresa celor ce, celor ce sunt ai lui Hristos. M-a durut să văd lucrul acesta. Mi-a fost și milă de omul acela, și în gândul meu am zis, Doamne, ai milă de el. Ce îmi spune mie asta, că sunt oameni care s-au grupat în partida lui Rod, dar sunt alții care sunt ca și magii care îl caută pe Hristos? Fă-ți socotelile bine. Din ce categorie faci tu parte? Pentru că vreau să proclam încă o dată totul este pregătit ca El să vină iarăși. Totul este pregătit ca El să vină iarăși. Trebuie doar să se dea semnalul din ceruri și să zică gata, du-te să-i cheme acasă, să-ți iei mireasa, să iei biserica, să iei pe cei ce sunt ai tăi. Și de aceea cu preocupare sinceră zic, frate, soră, prieten drag, oricine ești, Crăciunul trebuie să fie o ocazie a cercetării noastre personale. M-aș bucura la anul, dacă cineva va mai pune aici întrebarea aceasta, ce a fost la Crăciunul anului 2023 aici, să pot să zici a fost ziua în care eu mi-am predat viața în mâna lui Hristos. M-aș bucura să pot să faci asta? Și asta pentru binele tău, dragul meu. Crăciunul se duce, zilele se duc, ne ducem noi. Și El stă să vină pe norii cerului. De aceea, strigarea mea, aproape disperată astăzi este, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Amin.